Administratorii cimitirului central din Petroșani sunt pe ultima sută de metri cu lucrările care vizează amenajarea acestuia în vederea celebrării Zilei Morților. Potrivit celor precizate de către reprezentanții primăriei, aleile și locurile de veci vor fi pregătite pentru ca ziua de 1 noiembrie să se desfășoare în cele mai bune condiții. Ca în fiecare an, Primăria Municipiului Petroșani a alocat atât resurse umane cât și resurse materiale, precum și utilaje, pentru ca cimitirele să arate într-un mod exemplar de Ziua Morților, supranumită și Ziua Luminației. Până în prezent, lucrările de reamenajare a incintei cimitirului au vizat îndepărtarea buruienilor, dar și a câtorva copaci ale căror rădăcini afectau mormintele. Au fost lucrări de cosire, lucrări de tăierea unor arbori care reprezentau un pericol pentru cei care treceau prin cimitir. De asemenea, curățarea locului în tot ce înseamnă. Important de spus este că în acest an și populația a dat o mână de ajutor la această acțiune de curățire a cimitirilor. Cu ocazia luminației, așa cum mai este cunoscută în popor Ziua Morților, cimitirele din Valea Jiului se transformă în adevărate oaze de lumină datorită miilor de lumânări aprinse în memoria celor trecuți în veșnicie. Celebrarea acestei zile este o datină veche de câteva sute de ani și care este păstrată mai ales în Ardeal.